Cu toate campaniile duse de polițiști în școli împotriva violenței sau a comiterii altor fapte de natură penală, mai sunt elevi care nesocotesc avertismentele și, din teribilism, inconștiență sau chiar din motive de rea intenție, ajung exact acolo unde li se recomandă să nu ajungă, adică pe mâna poliției. Este și cazul unui elev de 17 ani de la un liceu din Lupeni, care la doar 3 zile de la ultima acțiune preventivă a polițiștilor la unitatea școlară respectivă a mers la școală cu un pistol cu gaz și 9 proiectile tip bilă. Polițiștii spun că băiatul deținea pistolul în bancă, sub cărți. În cadrul acțiunii, polițiștii biroului de ordine publică Lupeni s-au deplasat la un liceu din localitate, iar într-o bancă a unei săli de curs, polițiștii au găsit un pistol ce se pare că aparține unui elev în vârstă de 17 ani din Lupeni. Acesta a declarat că nu a folosit arma respectivă, arma era ascunsă cumva sub cărți, sub caietele elevului. Acesta a fost audiat cu privire la proveniența armei respective, care a fost ridicată de către polițiști în vederea expertizării și a stabilirii naturii acesteia, în funcție de concluziile specialiștilor Serviciului Arme Explozive și Substanțe periculoase, urmând a se lua măsurile prevăzute de lege.